Stimați invitați, astăzi la ordinea de zi, la data de 28 mai 2024, avem o singură întrebare, susținerea tezei de doctor în știința ale educației, doamnei Dorgan Victoria. Și dacă îmi permiteți să vă dau o citire a deciziei Consiliului de Conducere al Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetarea, numărul 2, din 23 februarie 2024, cu privire la formarea Consiliilor Științifice Specializate pentru susținerea tezei de doctor. Consiliul Științific Specializat de 533-04-24-16 la Universitatea de Stat de Educație Fizică și Sport, abilitat cu dreptul de a organiza susținerea tezei de doctor în știința ale educației a doamnei Dorgan Victoria, cu tema recuperarea motrice la preșcolare cu paralizie cerebrală infantilă prin mijloace kinetoterapeutice în activitățile de educație fizică, specialitatea 533-04, educație fizică, sport, kinetoterapie și recreație. Conducător științific Racu Sergiu, doctor în științe pedagogice, conferențiar universitar, în următoarea componență. Mucrusova Elena, președinte, doctor habilitat în științe ale educației, conferențiar universitar. Braniște Gheorghe, secretar științific, doctor în științe pedagogice, conferențiar universitar. Pascal Oleg, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar. Jurat Valeriu, doctor în științe pedagogice, profesor universitar. Agapi Eugeniu, doctor în științe pedagogice, conferențiar universitar. Și referență oficial, Bufte Victor, doctor habilitat în științe pedagogice, profesor universitar. Nicolaeș Marius, doctor în științe medicale, conferențiar universitar România. Deci vă mulțumesc dacă nu aveți întrebări la decizia ANACEC-ului. Deci doamna Dorgan Victoria, cu tema recuperarea motrice la preșcolare cu paralizie cerebrală infantilă prin mijloace kinetoterapeutice în activitățile de educație fizică. Deci are, pretinde la titlul de doctor în științe ale educației. Și îi dorim mult succes. Deci, acum oferim cuvântul secretarului științific de astăzi, domnul Braniște, vă rog frumos. Da. Așadar, cu privire la dosarul prezentat de către pretendenta la titlul de doctor de astăzi, vreau să vă comunic că actele constitutive ale dosarului corespund în totalmente actelor normative înaintate de către ANACEC și cu permisiunea dumneavoastră să aș vrea să dau citire curriculumului vitae ale pretendentei de astăzi. Deci, Dorgan Victoria, născută la 03 noiembrie 1978, cu privire la experiență profesională 2005-2009, studii doctorat Universitatea de Stat de Educație Fizică și Sport, 2003 până în prezent, lector universitar la Departamentul Medicină Sportivă, Universitatea de Stat de Educație Fizică și Sport. 2006-2009, medic stomatolog, Centrul de Sănătate, satul Micăuț, Răunul Strășeni. 2012-2014, diplomă de master, specializare loazir fitness, Universitatea de Stat de Educație Fizică și Sport Chișinău. 2004-2005, diplome de master, specializare educație fizică și sport, Universitatea de Stat de Educație Fizică și Sport. 2002-2005, diplome de licență, specializare stomatologie generală, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie, Testimețeanu Chișinău. 2001-2002, diplome de studii superioare universitare, specializare stomatologie, Universitatea de Stat de Medicină, Testimețeanu și Farmacologie, și farmacie, sore, Testimețeanu Chișinău. 1996-2001, diplomă de studii superioare, specializarea stomatologiei, Universitatea Liberă Internațională din Moldova, Chișinău. 1994-1996, absolvește școala medie Drăsliceni, Creuleni. Și 1985-1994, școala medie Ratuș, Creuleni, Republica Moldova. Cu privire la competențele profesionale, ceea ce ține de limbele străine, posedă limba rusă la nivel ascultare, citire, scrie, scris oral, nivel C2, limba franceză, de asemenea, nivel C2. Alte competențe
aptitudini, atât sociale cât și organizatorice, este o persoană comunicabilă, este caracteristic perseverență, punctualitate, altruism. Cu privire la competențele și aptitudinile de utilizare a calculatorului, utilizează tehnologii informaționale, la nivel de programe Word, Excel, PowerPoint, etc. Cam atât ce ține de CV-ul. Doamna președinte, dacă este o întrebare... Dacă sunt întrebări, stimați membrii, nu sunt întrebări. Acum aș vrea, cu permisiunea dumneavoastră, să fac o prezentare a publicațiilor, ceea ce este un criteriu obligatoriu pentru doctorandă. Deci, lista lucrărilor științifice la tema tezei, doamna Dorcan Victoria, cărți de specialitate 4, articole în reviste științifice 4, articole în lucrări conferințelor și altor manifestări științifice naționale și internaționale 4. Deci, corespunde totalmente și chiar depășește limita. Da, vă mulțumesc. Deci dacă nu sunt întrebări la CV-ul doamnei pretendente și publicațiile științifice, doamna Dorgan Victoria, noi oferim cuvântul dumneavoastră, aveți la dispoziția 20 de minute din a prezenta conținutul tezei dumneavoastră și rezultatele obținute. Succes! Poftim! Vă mulțumesc! Mulțumim, stimată doamnă președinte, stimați membri ai comisiei, onorată asistență, permiteți să vă prezint lucrarea recuperările motrice la preșcolari cu paralizie cerebrală infantilă prin mijloace kinetoterapeutice în activități de educație fizică. Actualitatea și gradul de cercetare a temei este argumentată prin importanța socială a problemei legate de paralizie cerebrală, ceea ce explică prin faptul că la persoanele diagnosticate cu această maladie sunt afectate nu numai funcțiile care determină dezvoltarea biologică individuală a acestor, ci și acele funcții care le asigură activitatea de muncă și cea socială utilă. În literatura de specialitate se regăsesc puține elaborări metodice privind aplicarea complexului de exerciții terapeutice și mijloace kinetoterapeutice sistemic organizate, destinate copilul PCI, mai ales cele de vârstă preșcolară. În plus, aceasta poartă un caracter fragmentar, fiind orientate spre soluționare un probleme particulare înguste. În acest context, în cazul copilului cu paralizie cerebrală, crește rolul sistemului de activități recuperative în realizarea perioadei preșcolare. În mod prioritar, această afirmație se referă la utilizarea științei fundamentală asociată a mijloacelor de asociere a mijloacelor kinetoterapeutice în activități de educație fizică, menite să recupereze deficitul motor la copii din această categorie. În literatura de specialitate analizată, nu am reușit să identificăm lucrări consacrate extrem problematice în cauză. Pornind de la cele enunțate mai sus, scopul cercetării constatat în fundamentarea și determinarea conținutului model metodic al procesului de recuperare a funcțiilor motor la preșcolari de 6-7 ani, diagnosticați cu PCI, prin interacțiune și sistematizare mijloacelor kinetoterapeutice în activități de educație fizică, fapt care a asigurat permise adaptării copiilor din contingentul respectiv la condițiile școlare, habituale și social generale. Procesul de recuperare urmează a fi determinat de o parte de caracterul și gradul devierilor al activităților motrice, pe de altă parte de realizarea finalităților scontate privind dezvoltarea motrice. Ipoteza cercetării se presupune că elaborarea modelului metodic prin sistematizarea mijloacelor kinetoterapeutice în activități de educație fizică va facilita procesul de intervenție a educatorilor kinetoterapeuților în activitățile de educație fizică al preșcolar cu PCI, fapt ce va contribui la perfecționarea procesului de recuperare motrice și adaptarea statusului funcțional la mediul școlar al acestui contingent de copii. Obiectivele generale. Studierea și analiza particularităților teoretice și practice ale procesului de recuperare activităților motrice la preșcolar cu PCI sub aspectul eficacității
sau eficientizării metodologiei de aplicare a exercițiilor fizice cu mijloace kinetoterapeutice în cadrul activității de educație fizică, determinarea căilor strategice de elaborare a structurii și conținutului metodologic a modelului de asociere a exercițiilor fizice de dezvoltare motrică cu mijloace kinetoterapeutice, elaborarea teoretică a modelului metodic programe de asociere a mijloacelor kinetoterapeutice și exercițiilor de educație fizică, în procesul de recuperare și adaptare socială a copiilor de vârstă preșcolară, verificarea eficacității practice a modelului programe de recuperare prin asocierea mijloacelor kinetoterapeutice în activități de educație fizică în sistemul instituțiilor preșcolare și centrului de recuperare. Avem pe ecran noutatea, originalitatea cercetării, semnificația teoretică, valoarea aplicativă a cercetării. Metodele de cercetare sunt analiza teoretică și generalizarea datelor în literatură de specialitate, studierea documentelor de activitate, sondajul sociologic, observația pedagogică, testări morfofuncționale de pregătire psihomotrice, experimentul pedagogic, metodele statistico-matematice de prelucrare a datelor. În scopul cercetării am delimitat condiții. Da. În scopul cercetării am delimitat următoarele condiții. Având ca scop procesul de recuperare motrice la copiii cu PCE prin asocierea mijloacelor kinetoterapeutice în cadrul activității de educație fizică. Deci am examinat multidimensional toți factorii care influențează acest proces. În cadrul cercetării am delimitat aceste patru etape. Prima etapă a cercetării preliminare, în care au fost delimitate obiectivele generale, ipoteza generală, planul cercetării, arealul științifico-bibliografic. La a doua etapă a cercetării preliminare a fost realizată analiza eficienței procesului activității de educație fizică preșcolară cu PCE sub aspectul recuperării, adaptării, compensării motrice. Totodată am determinat reperele motrice a preșcolară cu PCE. În etapa a treia a cercetării de bază, în cadrul studiului pedagogic normal formativ, în care a fost aplicat modelul programei de recuperare motrice la copii cu PCE, au fost efectuate numeroase observații pedagogice, probe de control, analiză și generalizarea datelor statistice, determinarea în baza acesteia a caracterului dinamice, progresii și eficienței orientării metodice propuse de noi. Și etapa a patra este etapa finală de constatare, a inclus analiza datelor statistice generale obținute în cadrul studiului de bază, au fost formulate concluziile finale și recomandările practico-metodice. În figura 1 este prezentat modelul programei de recuperare cu următoarele componente. Evaluarea, planificarea procesului de recuperare motrice, desfășurarea procesului de recuperare motrice, care cuprind patru subcomponente. Formele și modalitățile de desfășurare, selectarea mijloacelor de recuperare motrice, orientările metodice de recuperare motrice, mijloacele tehnico-materiale. Și controlul și coordonarea procesului de recuperare motrice, care cuprinde două subcomponente, reevaluare și corecția, corelarea mijloacelor de recuperare motrice. Unul dintre cele mai importante procese în desfășurarea acțiunii de recuperare motrice, deci o prezintă planificarea programului de recuperare motrice, care de fapt este orientată în trei direcții de bază. Dezvoltarea fizică și somato-funcțională, formarea deprinderilor motrice de bază și dezvoltarea calităților motrice. Pentru planificarea programului de recuperare motrică am determinat o serie de particularități care sunt necesare de luat în considerație pentru individualizarea și planificarea procesului instructiv-educativ. Aceste particularități sunt particularități de status somatofuncțional, particularități dezvoltării somatice, motrice, particularitățile dezvoltării psihice, gradul dezvoltării intelectuale,
starea funcțiilor senzoriale, particularitățile dezvoltării vorbirii, comorbități, vârsta copilului. În afară de aceste particularități care trebuie ținute cont în planificarea programei de recuperare motrice, este nevoie de format o structură în baza unor parametri esențiali care determină conținutul calitativ, cantitativ și metodologic al programului de recuperare motrice, determinarea scopului și obiectivelor de recuperare, orientarea procesului de recuperare, durata procesului de recuperare, dinamica programului recuperator. Obiectivele specifice a programei de asociere mijloacelor kinetoterapeutici și în activități de educație fizică ar fi de dezvoltare cognitive, formative. În continuare vă prezint programul analitic de recuperare motrică preșcolară cu PCE, care corespunde gradului tulburărilor motrice. Structura programului a fost elaborată după următoarele componente. Deci, elaborarea obiectivelor, mijloacele utilizate, metodele de aplicare, rezultatele scontate, preconizate și formele de evaluare a procesului recuperator. În tabelul 2 este prezentă programa tematică a structurii, fiind constituită din unități educaționale în procesul recuperării motrice, orientări metodologice de asocierea mijloacelor educației fizice și kinetoterapie și durata experimentului în minute. În tabelul 3 avem programa, este reprezentată programa tematică algoritmică de asociere a mijloacelor de educație fizică și kinetoterapeutice după orientările metodologice în cadrul unei activități de educație fizică orientate pentru recuperarea motrice la preșcolari cu PCM. Pentru a determina eficiența modelului propus de asociere mijloacelor kinetoterapeutice în activități de educație fizică la preșcolari cu PCE, am efectuat un studiu desfășurat în două etape. Primul studiu clinico-funcțional și etiologic descriptiv, care a cuprins un grup de 36 de copii cu PCE, diverse forme, cu vârsta cuprinsă între 6-7 ani, la care a fost posibilă corectarea datelor anamnestice și clinico-funcționale. În figura 3, tabelul 4-5, analizăm deficitul motor după distribuția topografică. Am evidențiat o incidență crescută pentru hemipareză, aceasta fiind de 22%, hemipareză pe dreapta, hemipareză 41%, dintre acestea care sunt 22, hemipareză pe dreapta și hemipareză pe stânga. Parapareza constituie 36%, iar tetrapareza 23%. Evaluând formele clinice în PCE, am determinat forma spastică de 78%, ataxică de 14% și forma dischinetică 8%. Luând în vedere incidența crescută pentru forma spastică și ataxică, selectarea mijloacelor kinetoterapeutice ar trebui să fie orientate către obiectivele de corecție. Accentul să prevaleze pe inhibiția tonusului și promovarea posturilor corecte. Aceste date sunt importante, în special în organizarea orientării metodelor de pregătire, care le avem prezentate, deci, tabelul 6 și figura 4. În tabelul 7 și figura 5 este reprezentată evaluarea echilibrului după scara Berg în dependență de manifestarea topografică a deficitului motor. Am remarcat un deficit al echilibrului mai pronunțat pentru tetrapareză de 33,4 și pentru parapareză 38,6. Cele mai bune valori în funcționalitatea echilibrului au fost înregistrate de hemipareză 46,2. Totodată am evaluat și dependența severității deficitului motor cu manifestarea echilibrului, unde deficiențele ușoare și moderate nu au înregistrat diferențe statistice semnificative. Evaluarea echilibrului în dependență de forma clinică a PCE a evidențiat tulburări
mai accentuate pentru forma kinetică, indiferent de manifestarea topografică. Aceasta avem reprezentată în tabelul 1. Forma clinică, ataxică, a înregistrat cele mai mari punctaj pe scara Bell. Aceste date sugerează necesitatea desfășurării activităților de kinetoterapie într-un tempo și ritm lent spre moderat, iar pentru formele spastice se adaugă și facilitarea neuroproprioceptivă în structura exercițiilor terapeutice. Corelarea avem reprezentat în tabelul 9, corelarea formelor clinico-topografice cu tulburări de echilibru, care a evidențiat o interacțiune mai strânsă cu manifestarea tetraparetică și forma clinică discinetică a PCE. Pentru formele tetraparetice și discinetice, obiectivele ce țin de recuperarea echilibrului în orice activități de educație fizică sunt prioritare. Al doilea studiu a fost de tip observațional longitudinal, prospectiv și a cuprins 24 de copii, din care 12 au constituit grupul experimental și 12 grupul martor cu PCE. Grupul martor a beneficiat de tratament recuperator și activități de educație fizică conform protocolului și curriculum instituționale, iar grupul experimental a beneficiat de programa propusă de noi. Ambele grupe au fost omogenizate după vârsta și parametri clinico-funcționali. Toți copiii au evaluat în dinamică timp de 12 luni pe parcursul procesului de recuperare. Pentru determinarea eficienței programei elaborate de noi, este prezentată în tabelul 10, am efectuat evaluări somatofuncționale și motorii în dinamică comparând datele cercetării a subiectului luat, deci, în studiu. Practic, la ambele grupe am remarcat o creștere a indicelor de înălțime, s-au înregistrat modificări statistic importante, unde grupul martor valorează o diferență de 2,32, iar cea experimentală a fost exprimată prin 3,46. Aceste diferențe a indicelor de înălțime între grupul ne exprimă influența mijloacelor kinetoterapeutice asupra evoluției sindromului spastic datorită relaxării musculaturii și întinderii. Înălțimea a evoluat cu o creștere funcțională mai accentuată la grupul experimental față de grupul martor. Fapt ce i-a exprimat o influență pozitivă a orientării metodologice de asociere a mijloacelor kinetoterapeutice în activități de educație fizică asupra combaterii spasticității, profilaxia contracturilor musculare și dezvoltării fizice în general. În tabelul 11 și figura 6 avem compararea parametrilor de bilanț cu cei inițiali ai pregătirii fizice, până la început și după încheierea experimentului. Ne-a permis să concluzionăm că la toți indicatorii prezenți în tabel din grupul experimental au înregistrat progrese reale, în timp ce grupul martor au înregistrat o dinamică mai lentă în evoluție. În plus, despre eficiența metodice elaborate de noi vorbește și faptul că rezultatele au crescut mai intens în grupul experimental decât cel martor. O creștere semnificativă a grupului experimental cu diferențe statistice relative s-a înregistrat în dinamometria mâinii, iar unde la dreapta s-a înregistrat 3,43, iar la cea stângă 2,94. La grupul martor, diferențele statistice semnificativ nu s-au înregistrat. Creșterea indicatorului de dinamometrie manuală a contribuit în mare parte la ameliorarea funcției de
manipulare cu obiectele de dimensiuni relativ mari. Astfel, datele statistice ne relatează influența pozitivă a orientării metodice de asociere a mijloacelor kinetoterapeutice în activități de educație fizică, în special pentru creșterea mobilității și forței musculare, dar și altor calități motrice. Dinamica pozitivă a indicatorilor la aruncarea mingii la distanță a fost o consecință ameliorării unui set întreg de componente ale respectivului sistem funcțional. Deci, în figura 12, în tabelul 12 și figura 7, avem analiza schimbărilor calitative ale structurii acțiunilor motrice la copii din grupul experimental, care a demonstrat că proba de ansamblare a piramidei s-a ameliorat în mod de a ameliorat modul de apucare a bilei cu degetele, s-a redus și a devenit mai rațională traiectoria mișcării, s-a redus numărul de erori. Toate acestea fiind o manifestare a unei îmbunătățiri a coordonării oculomotorii și a kinesteziei mâinii. Vom menționa de asemenea că au devenit mai evidente eforturile musculare manifestate. Pentru a verifica dacă s-a produs transferul deprinderilor formate în cadrul activității de educație fizică asupra activității de autoservire a copiilor cu PCE, am efectuat o serie de teste cu elemente de îmbrăcare și dezbrăcare a hainei fără a încheia nasturi, ceea ce avem reprezentat în tabela 13 și figura 8. Din cei 12 copii implicați în cercetare, în 8 cazuri mai rapizi au dovedit a fi cei din grupul experimental. Tot ei, în 7 cazuri din 12, la îmbrăcare și dezbrăcare haine efectuat mișcări mai raționale din punct de vedere biomecanic. Cronometrarea unor acțiuni, cum ar fi dezbrăcatul, descălțatul, a arătat că aproape toți copiii din grupul experimental executau aceste acțiuni mai repede decât seminilor în grupul matur. Caracteristice relative ale operațiunilor menționate, în majoritatea cazurilor, în grupul experimental au fost mai bune decât cel de control. Datele prezentate mai sus vorbesc despre eficiența sistemului exercițiului terapeutic și aplicative elaborate de noi, precum și despre transferul rezultatelor motrice asupra activității sociale, școlare și cotidiene a copiilor cu paralizie cerebrală. În baza cercetării am elaborat 8 concluzii care sunt prezentate pe ecran. Vă mulțumesc pentru atenție. Vă mulțumim, doamna Victoria, stimați membrii Consiliului Științific, stimați invitați, cine are întrebări, poftim. Dacă permite, doamna președinte, aș vrea o întrebare pretendentă. Dacă puteți să specificați dumneavoastră parametrii somatofuncționali sau particularitățile care ați luat în considerație la utilizarea sau elaborarea programului de integrare. Deci, ce parametri, da, somatofuncționali sau ce particularitățile somatofuncționale dumneavoastră le-ați utilizat pentru elaborarea programului? Deci, s-au utilizat parametri somatofuncționali, cum ar fi sistemul nervos, starea generală a sistemului nervos, starea generală a sistemului cardiovascular, respirator, digestiv și oculomotor. Mulțumesc. De asemenea, și include sistemul excretor, imunitar. Ați luat multilateral. Mulțumesc. Da. Stimată Victoria, orice activitate de cercetare științifică și are începutul său, de unde persoana care e încadrată în activitatea de cercetare analizează ceva, găsește ce nu este stabilit până la moment și așa mai departe.
Deci vă cunosc ca persoană care sunteți încadrat în pregătire specialiști în un domeniu educației fizice. Totuși ați trecut la mijloacele din kinetoterapie, care acum sunt într-adevăr larg populate în activitate. Și întrebarea mea, care au fost premizele activității de cercetare ca să ales acest contingent? Mulțumesc și domnul Pascal și domnul Jurat de aceste întrebări. Acest contingent, de ce l-am ales, fiind că și anume preșcolar, deoarece este un deficit de studiu și metodologic structurate pentru această perioadă a preșcolarilor. Pe când, și anume la copiii cu PCE, pe când în comparație cu copiii școlari deja, deci în școli sunt multe studii și lucrări metodice folosite deja în centre și școli, în școli, adică pentru vârsta deja școlară. Da, mulțumim. Domnul Gafi, domnul Victorie, dumneavoastră, în teza dumneavoastră de doctor, în lucrare științifică, ați menționat că ați utilizat fenomenul transferul deprinderilor dintr-o activitate spre miște în altă. Prin ce mecanisme dumneavoastră ați realizat sau cum ați folosit în programul dumneavoastră acest fenomen? Mulțumesc, domnule profesor, vă mulțumesc pentru întrebare. Deci, în elaborarea structurii exercițiilor terapeutice din programul nostru, au stat la baza lanțurilor biomecanice comune activității zilnice, ceea ce a permis transferul pozitiv al deprinderilor formate în activitățile cotidiene zi de zi acestor copii. Și aceasta ne-a adus argumente, deci cercetările care le-am făcut și rezultatele obținute în această lucrare. Mulțumesc. Mai sunt întrebări? Din sală? Cineva dorește? Licențent, dacă... Nu mai sunt. Da, domnul Braniște, poftim. Doamna Victorie, vreau am o întrebare. Catare venit o concretizare. Dacă putea să descrii un pic sau să mai explicit în ce au constat orientările metodologice care le-ați utilizat dumneavoastră în programul de recuperare care l-ați propus și în baza cărora ați obținut rezultate net superioare față de grupa mare. Deci mulțumesc pentru întrebare. Pregătirile deci, care au ținut mai bine zis, orientările metodice de pregătire utilizate în programul nostru au fost pregătirile somatofuncționale, pregătirile psihomotrice, pregătirea fizică corecțională și pregătirea aplicativ-utilitară. Deci, dacă luăm ultima pregătire aplicativ-utilitară, este o formă de răspuns care mi-a dat domnul Agape, adică pentru perfecționarea și deprinderilor motrice a copiilor de îmbrăcare, dezbrăcare, descălțare, acțiunilor cotidiene care trebuie să le facă acești copii zi de zi, chiar poate fără ajutorul părinților. Da, mulțumesc. Că asta e și sensul lucrării dumneavoastră, că am zis că ați aveți rezultate și anume la ceea ce privește când vorbiți de priceperi de prinderi motrici, anume priceperi de prinderi motrici de bază sau autoritară. Mersi, mulțumesc. Mai sunt întrebări? Dacă permiteți, doamna Victorie, din toate rezultatele care dumneavoastră ați obținut, care totuși cele mai evidente rezultatele obținute în cercetarea științifică dumneavoastră? Deci, mulțumesc de întrebare, stimată doamnă președinte. Deci, în cadrul cercetării noastre am obținut un șir de rezultate care se referă special pentru dezvoltarea echilibrului și coordonării, dezvoltarea perehensiunea, adică procesul de apucare
îmbunătățirea calității mersului și iarăși mă întorc la ce am vorbit anterior, îmbunătățirea calităților cotidiene, zi de zi, de care el are nevoie să le efectueze. Mulțumesc. Stimați colegi, mai sunt întrebări? Nu sunt. Dacă nu mai sunt întrebări, doamna Victoriu, dumneavoastră, puteți să luați locul și noi oferim cuvântul domnului secretar să ne aducă la cunoștința obiecțiile și sugestiile expuse în avizul seminarului științific de profil, din nota informativă a NACEPUM și în avizile altor centri științifice. Da. Deci, cu privire la obiecțiile și sugestiile prezentate atât în avizul seminarului științific de profil, cât și nota de informativă prezentată de ANACEC, acestea au fost în totalmente lichidate de către pretendentă și preonul conducătorul științific. Dacă îmi permiteți, vreau să dau citire nominal fiecare din acele obiecții și recomandări. Deci, s-a redactat și ajustat din punct de vedere științific compartimentele adnotări și introduceri, în conformitate cu cerințele ghidului de redactare tezelor de doctor, de asemenea formulate contradicțiile cercetării, a fost corectată și precizată ipoteza cercetării, redactat și completat noutatea și originalitatea cercetării, semnificația teoretică a cercetării și valoarea aplicativă. A fost introdus și argumentat la nivel de desfășurare a actualității și importanței temei de abordare. De asemenea, la capitolul 1 a fost substituit capitolul 1.3 cu capitolul 1.1, se corespunde cu structura logică și cerințele de elaborare a capitolului prezentat. De asemenea, unificat și concretizat denumirea modelului aplicat în cercetare sau în lucrare, fiindcă se întâlnea cu mici modificări în diferite paragrafe ale lucrării. De asemenea, lucrarea a fost redactată din punct de vedere gramatical, stilistic și tehnic, conform prevederilor ghidului de redactare tezelor de doctor abilitat. În ceea ce privește de asemenea, în cadrul Consiliului Științific a parvenit câteva avize din partea anumitor centre științifice și a personalităților notorii din domeniul educației fizică și recuperării, și anume, din partea doamnei Beatrice Aurelia Balașe, decan Facultății Educație Fizică și Sport, Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iași, Aurica Zavalișca, doctor conferențiar universitar, departament kinetoterapie și terapie ocupațională, Universitatea de Educație Fizică și Sport, Elena Vizitiu, doctor conferențiar universitar, Facultatea de Educație Fizică și Sport, Universitatea Ștefan cel Mare, Suceava, și doamna Inga Cernei, kinetoterapeut în pediatrie, centru de reabilitare kinetică. Toate avizele sunt pozitive și reflectă atât valoarea teoretică, cât și valoarea aplicativă a cercetării și a lucrării prezentate de către pretendentă. Vă mulțumim, domnul Braniște. Stimată doamna pretendentă, dacă dumneavoastră aveți ceva să ne spuneți referitor la avizii și multe întrebări, nu aveți? Sunteți de acord? Sunteți de acord sau nu? Da, sunt de acord, vă mulțumesc. Și acum, conform procedurii, oferim cuvântul conducătorului științific, domnului Racu Sergiu, doctor în științe pedagogice și conferențiar universitar. Poftim, domnul Racu. Mulțumesc.
Numărat asistențe. Doamna Victoria Dorgan este un specialist din domeniul de o calificare înaltă. A demonstrat pe parcurs competențe profesionale creative prin rezolvarea obiectivelor de cercetare științifică atât la nivel teoretic cât și empiric. Este un cercetător care posedă terminologia necesară pentru a realiza o abordare științifică integrală, permanent participă la toate forurile științifice naționale și internaționale, unde prin publicațiile sale propagă idei inovatorii în domeniul kinetoterapiei și învățământului superior, care pregătește cadre de înaltă calificare în acest domeniu. Despre aspirante, despre lucrare, două cuvinte. Deci, sunt lucrări din moment corecție, reabilitare, adaptare, etc., etc., pedagogia specială, psihologie specială, neurologie infantilă, pediatrie, etc., etc. Deci, aici s-a făcut o intersecție între activitățile de educație fizică și kinetoterapie și ceva destul de inovator și sper că în perspectivă, în baza lucrărilor metodice sau drumări metodice pentru părinți, în baza monografiei care va fi publicată, cred eu, va fi un beneficiu extraordinar de mare pentru copiii care sunt cu infirmitate motorie cerebrală și o să ducă la o îmbunătățire a calității vieții și o să fie integrat social sau o să dea dovadă de o incluziune persoanelor cu dizabilități. Mulțumesc! Și noi vă mulțumim, domnul Ago. Astimați recenzenți, vă oferim cuvântul. Cine este primul? Domnul Buftă sau domnul invitat? Atunci, domnul recenzent, domnul Buftea Victor, doctor habilitat în știința ale educației, profesor universitar. Mulțumesc, domnul președinte. Vreau să prezint toți noi, fiind actori ai domeniului, cunoaștem care este problema la momentul actual vis-a-vis de unele neconformități de ordine alternativ cu care se nasc copiii, dat fiind unei stări ecologice dezastruoase și așa mai departe. Deci, iată, autoarea a încercat să facă o colaborare dintre recuperarea unor maladii, precum este maladia pe care a tratat-o în această cercetare, prin intermediul acelor acțiuni și activități, exerciții de ordin fizic, cu care trebuie și este necesar de a interveni și nu cu întârziere, mai ales la vârsta pe care a luat-o în calcul, 6-7 ani ai acestor copii. Cu siguranță, tema este deosebit de actuală și prevede cercetări mult mai complexe. Și în acest caz, autoarea vine cu un model experimental nou, cu asemenea conținut, structură și interpretare, pe baza pe care căruia a obținut indicatori statistici cu veridicitate semnificativă în favoarea subiectelor din lotul experimental. În alt sens, elaborează și stabilește un aparat științific deosebit de concretizat, începând de la actualitatea și descrierea temei din domeniu, stabilește corectitudine scopul central al cercetării, precum și toate celelalte obiective, metodologia de care se folosește în aplicațiunile caracter experimental și, după cum am spus mai sus, obține rezultate semnificative. Eu m-aș opri pe scurt la acea valoare aplicativă, dat fiindcă specialiștii, atât ai domeniului nostru, precum și cei cointeresați de tratarea unor afecțiuni la copii, poate și diferite vârste și de altă categorie, ar avea nevoie. Deci, în sens aplicativ, autoarea pune la dispoziție
cointeresaților un șir de repere de care pot să fie inspirați și aceasta probabil că s-ar privi să fie exprimat printr-un ghid metodologic prin alte lucrări cu referire la asemenea abordări. Cercetarea are un conținut finit, este scrisă conform tuturor cerințelor și autoarea merită conferirea gradului științific de doctor în științe ale educației la specialitatea 533.04, educație fizică, sport, kinetoterapie și recreație. Ca mică doleanță, probabil că s-ar fi privit de a aminti despre o colaborare cu Ministerul Sănătății, ori cu alte structuri, care la nivel național se pun accent pe asemenea chestiuni și probabil că în continuarea cercetărilor dumneavoastră acest lucru îl veți promova și la alte nivele, la nivel național. Vă mulțumesc. Vă mulțumim, domnul Buftea. Domnul Nicolae Marius, doctor în științe medicale, contribuția la Universitatea România. Poftim, domnul. Bună ziua, onorată comisie, stimați colegi, stimată aspirantă Victoria Dorgan la titlul de doctor în specialitatea educație fizică, sport și kinetoterapie. Mă bucur să fiu astăzi aici pentru, în calitate de recenzent oficial pentru astfel de teză, pentru că am primit din timp teza dumneavoastră și am avut timp să o parcurg aproape la fiecare viruliță, astfel încât să-mi fac o idee foarte concretă despre studiul pe care dumneavoastră l-ați elaborat împreună cu îndrumătorul de doctorat. Am elaborat un referat, o recenzie în jur de 5 pagini în care am detaliat toate lucrurile care sunt de noutate, toate aspectele care sunt conținute de către teză. În schimb, aș vrea să fac o apreciere un pic mai generală și apoi am să dau citire câteva aspecte din acest referat, pentru că ne oprim asupra actualității temei, o temă care spuneam eu de fiecare dată că îmbracă cumva personalitatea fiecărui doctorand în parte, cel care își alege tema. Tema parcă își alege și autorul în principiu. De ce spun lucrul ăsta? Pentru că v-aș caracteriza, deși nu v-am văzut sau nu ne-am întâlnit niciodată, n-aș putea să spun că vă cunosc în mod personal. Am să fac o descriere și cred că o să fie destul de apropiată prin prisma tezei și de firea noastră. Și anume, teza vă caracterizează ca un om implicat și ca un om îndrăzneț, să spunem. De ce spun lucrul ăsta? Pentru că ați avut curajul să abordați o temă extrem de dificilă, la care nu s-ar fi încumetat foarte multă lume și o să vă spun de ce. Pentru că implicarea copiilor în activitățile fizice de masă, să spunem, sau în învățământul de masă, tipologiei copiilor sau copiilor cu pareză infantilă, este destul de deficitară, având în vedere și mentalitatea pe care o avem încă în momentul de față de a ține acești copii în centre speciale de educație sau eventual chiar acasă pentru a nu fi vizibile în societate. Încă este o astfel de mentalitate, plus că nu este o masă foarte mare de astfel de copii, din fericire, și atunci studiul este destul de dificil. V-ați angrenat într-o cercetare care este foarte grea, adică eu nu m-aș fi încumetat la așa ceva ca să pot găsi și copiii care, al căror părinți să fie dispus să încadreze într-un astfel de studiu. Văd și din CV-ul dumneavoastră pluridisciplinaritate, văzând toate, să spunem, pregătirile profesionale pe care dumneavoastră le-ați avut și am ajuns de la medicină, de la medicină stomatologică, la educație fizică, medicină sportivă și iată că ne regăsim într-un domeniu de graniță între educația fizică și recuperarea medicală, unde creați niște premise pentru integrarea acestor copii în sportul, în învățământul de masă, să spunem, pentru că ei nu fac sport, fac la activități fizice.
Asta este un plus și un argument pentru actualitatea temei. Aș mai sublinia la lucrarea noastră faptul că ați abordat conform metodologiei kinetoterapiei acest plan, această metodologie de lucru, luând în calcul evaluarea. Evaluarea care este atât de necesară individualizării acestui program, chiar dacă suntem în învățământul de masă sau încercăm integrarea în învățământul de masă, care reprezintă posibilitatea particularizării fiecărui exercițiu, fiecărui instrument pe care dumneavoastră le-ați folosit la aceste particularități, pentru că copiii în această patologie sunt individuale. Adică ați avut dumneavoastră un grup cu omogen, așa, din punct de vedere al diagnosticului, în schimb, particularitățile morfo-funcționale ale lor sunt extrem de diferite, lucru care creează o complexitate și mai mare acestui studiu. Ați avut o planificare corectă, individualizată pentru fiecare copil în parte, ați descris desfășurarea activității într-o manieră foarte clară, astfel încât această metodologie să devină un suport pentru profesorii de educație fizică și kinetoterapeuții care au în îngrijire astfel de copii. Și vă felicit că ați încheiat cu o evaluare, și nu neapărat cu o evaluare a studiului sau a cohortei de indivizi pe care ați analizat, ci o evaluare individuală a copiilor, astfel încât să puteți concretiza în aceste rezultate și concluzii finale faptul că o astfel de abordare ar putea fi eficientă pentru dezvoltarea copiilor cu infirmitate motorii cerebrale din mai multe considerente, odată morfo-funcționale, psihomotrice, cât și cele, dacă vreți, psihice și ale atitudinei pe care, a stimei de sine pe care o pot avea acești copii, da? Și pe care o dezvoltăm prin integrarea lor alături de copiii obișnuiți. În lucrarea am văzut o sistematizare foarte bună pe trei capitole, respectând atât argumentarea teoretică sau argumentarea teoretică a acestei problematici, cât și propunerea unui model teoretic care s-a concretizat ulterior în modelul metodologic. Îndeplinește toate condițiile și rigorile unei teze de doctorat. Sunt comparative aceste rigori sau sunt similare cu cele din România, astfel încât, având în vedere toate cele constatate în teza dumneavoastră și în susținerea publică pe care ați făcut-o acum, și argumentele pe care ați adus dumneavoastră în susținerea acestora, consider că lucrarea pe care dumneavoastră ați elaborat-o cu titlul Recuperarea motrice la preșcolarii cu paralizie cerebrală infantilă prin mijloace kinetoterapeutice în activitățile de educație fizică, îndeplinește toate aceste criterii metodologice privind conceperea și elaborarea unei teze de doctorat și, în acest sens, consider că noastră vi se cuvine și meritat să vi se confere titlul de și gradul științific de doctor în științe ale educației la specialitatea 533.04 Educație fizică, sport, kinetoterapie și recreație. Vă felicit pentru munca depusă, felicit îndrumătorul care v-a îndrumat pas cu pas, având în vedere experiența dumnealui în lucru cu acest tip de patologie, și sper ca în continuare să dezvoltați și să implementați un astfel de program la scară largă. Felicitări! Vă mulțumim, domnul Marius, stimată pretendentă, doamna Iorga, dacă aveți ceva de spus la recenzenți, poftim. Stimată comisie, onorată asistență, vă mulțumesc. Recenzenți. Pentru recenzenți. Eu pentru toți, dacă spun. Pentru ce? Da. Da, de acord pentru recenzii. Mulțumesc mult pentru apreciere și pentru prezență care ați avut-o și pentru. Sunteți de acord, da? Da, și noi vă mulțumim, doamnă, pentru emoții.
Poftim, luați loc. Deci, stimați colegi, trecem la discuții. Poftim. Cine primul, domnul Agapi? Teza de față este de autoritate foarte, foarte importantă. Într-adevăr, în literatură de specialitate sunt prezente foarte multe, sunt consacrate foarte multe studii privind în special fie recuperare medicală separat pentru kinetoterapeut. Pentru sistemul școlar, la moment, există și curriculi pentru copii cu necesități speciale, însă pentru sistemul preșcolar, așa tip de curriculi, practic, la noi, cel puțin la noi, Republica Moldova, ele nu există. Și această teză, iată, vine ca o prima rândunică cu o metodologie care s-ar putea de implementat în sistemul preșcolar, ca o prima așa orientare metodică, în baza care se poate fi făcut o mică curriculă pentru acești copii de la grădiniță. Mulțumim! Domnul Pascal? Da. Mult stimat domnule președinte, onorați membrii Consiliului Științific, stimată audiență, și din partea mea vreau să confirm că tema tezei este consacrată unei probleme de mare actualitate, luând în considerație acel impact considerabil economic, social, patologiei respective, deci paraliziei cerebrale, impactul asupra calității vieții acestor copii, integririi lor în societate. Autoarea convingător, deci justifică și argumentează necesitatea astfel de studii în introducerea temei. Metodologia lucrării, deci cercetării, consider că este una modernă și adecvată scopurilor și obiectivelor propuse. Scopul și obiectivele sunt bine formulate. Numărul de copii de preșcolari cu paralizie cerebrală este suficient, atât în grupul de bază, cât și cel de martor, pentru a face concluzii argumentate și obiective. Lucrarea conține elemente inovatoare și, în deosebire, vreau să menționez valoarea mare aplicative a acestei lucrări. Acest suport metodic și metodologie elaborate pentru abordarea acestor copii. Concluziile sunt concludente, argumentate și vreau să constat că lucrarea prezentată spre susținere publică este actuală, are inovarea științifică, are și originalitatea. Cum am menționat, valoarea aplicativă, deci practica acestei lucrări este deosebită. Teza corespunde tuturor exigențelor înaintate de Ana Cech față de teza de doctor în știință, iar autoarea consider că merită titlul să fie conferit titlul științific de doctor în știință la educație. Dacă se poate, da, eu își continu gândurile domnului Agapi și domnului Pascal, deoarece doamna Victoria a făcut un pas hotărător în activitatea sa de cercetare și anume în faptul că a ales contingentul acesta de preșcolari, unde până la moment nu prea avem suport metodologic, nu cât de folosit mijloacele din kinetoterapie, dar și de organizare a activităților de educație fizică la un moment mai înalt. Eu fiind încadrat în procesul de pregătire a educatorilor din grădinițe, deci și predând, așa spune, disciplină didactică educație fizice, nu sunt stipulate nicio directe în acest domeniu. Deci, la general, educatorii primesc niște informații despre educație fizică, dar mai concret cu copiii care au ceva dezabilități, este foarte, foarte puțin așa în materie. În primul rând,
educatorii nu prea sunt informați. În al doilea rând, părinții uneori nu își dau părerile despre ceea ce este și, într al treilea rând, lipsa, nu vreau să spun lipsa cadrelor kinetoterapeuți și la moment, pentru că la moment, într-adevăr, universitatea este unicul izvor care pregătește așa cadre în domeniu și cred că pe parcurs cadrele acestea își vor face misiune, dar părerea de rău n-ar trebui să fie așa ceva în instituțiile preșcolare. De ce a apărut întrebarea de ce ați ales acest contingent? Da, ați avut perfectă dreptate, pentru că la această vârstă, dacă nu se pune baza mișcării, nu se formulează, nu se recuperează motricitatea, atunci când ei pleacă în clasele primare, clasele gimnaziale și cele liceale, deja este târziu, copilul nu mai vrea să facă sport sau mișcare și părinții rămân în urmă de așa ceva și avem ceea ce avem, că tineretul deja este cu un nivel de sănătate foarte, foarte redus. Eu apreciez efortul dumneavoastră depus pentru activitatea de cercetare și, într-adevăr, este un suport metodologic pentru trei categorii de persoane care sunt implicați în activitatea aceasta, deci pentru educatori din grădinițe, pentru kinetoterapeuții care au sau sunt încadrați atât în grădinițe de copii și pentru acești părinți care de multe ori neagă lucrurile acestea și ascund de societate pentru copiii lor, au unele de regle și așa mai departe. Eu vă doresc succese și urmează, într-adevăr, suportul acesta să fie dat la geografie și, într-adevăr, prin instituțiile preșcolare de învățământ, că aceasta este de actualitate. Eu voi fi pentru că teza, într-adevăr, merită să fie apreciată la nivelul cuvenit. Mulțumim! Mulțumim, domnul Jad. Cine? Poate cineva din sală? Nu? Da, dacă nu, dorește nimeni. Doamna doctorandă, domnule conducător științific, eu în primul rând vreau să menționez că Victoria, în primul rând, a favorizat de un conducător științific competent, ceea ce, sper eu, s-a reflectat și asupra calității tezei prezentate astăzi. Dacă să vorbim de actualitate, însăși faptul că vorbim de copii și nimerlocit de copii de vârstă preșcolară, demonstrează importanța subiectului care a fost prezentat sau care și-au propus să o cerceteze doctoranda conducătorul științific. M-aș vrea succint să mă opresc la două aspecte. Nu întâmplător am dat și întrebarea ceea ce ține de cele orientări metodologice care a stat la baza programei sau modelului prezentat. Am observat și merită de menționat anume consecutivitatea logică a acțiunilor cu privire la modalitatea de realizare a problemei care a fost stabilite. Da? Deci de a matura acele deficiențe, să le zicem așa, a copiilor de această vârstă. Am văzut, în teză se vede, un concept foarte bine definit, în baza căruia a fost elaborată programa experimentală, deci un lucru care chiar merită să-l menționăm, cu privire la programa aplicată. Programa este completă. Aici doar aș veni, se aplică o varietate foarte mare, vreau să fac o obiecție și explic de ce. Aveți o varietate foarte mare de mijloace care aplicați în programa experimentală. Consecutivitatea logică aplicării pe etape, chiar am studiat și în proiectul didactic al lecției desfășurate și așa mai departe, deci și în partea pregătitoare și în partea de bază și de încheiere ați aplicat anume cele mai efective mijloace pentru realizarea scopului propus, fiindcă după cum am menționat și
domnul profesor Pascal Întăbutor a fost întrebare. Ați luat o arie foarte mare, deci ați studiat și dezvoltarea fizică și pregătirea fizică și 5 indici somatofuncțional, deci ați avut parametri foarte, foarte mulți. Unicul lucru care aș vrea să-l menționez, nu pentru teză, dar sper eu că în monografie sau într-un ghid metodic care s-a elaborat o să fie binevenit, anume ceea ce ține de dozare. Ați prezentat niște cifre la nivel de minute, nu a provocat întrebări între specialiști aici, îndeosebi kinetoterapeuți, că ei știu foarte bine ce s-a avut în vedere și pot da o apreciere dacă e binevenit, e mult puțin sau de ajuns. Dar ar fi păcat dacă programul prezentat sau aplicat de voi nu l-ar utiliza și părinții. Să știți că nu cred că există părinte care nu-și dorește bine copilului său, dar nu toți știu. În primul rând, determine deficiențele sau acele necesități speciale, da, care ar provoca un interes de practicare diferitor activități. Deci, un pic mai desfășurat, dacă îți explica, să fie explicit, da, și pentru, nu doar un specialist, dar și pentru un om simplu care vrea să lucreze cu copilul lui, care se lucreze cu copilul lui acasă. Și eu cred că asta ar da o plus valoare atât și lucrări și ar fi, la nivel aplicativ, ar fi mult mai valoros. Deci, consider că lucrarea este prezentată, este o lucrare definitivată, corespunde totalmente criteriilor înaintate de către Ana Cec și, respectiv, doctoranda pe titlul răvnit îl merită pe deplin. Mulțumesc! Mulțumesc! Spațiu! Deoarece e public, spațiu e da. Bună ziua și toți am viat! Mă numesc Igor Cojucaru, eu sunt din partea părinților. Mi s-a părut tema destul de interesantă și mi-amintesc chiar noi, ca părinte, când nu erau dinozauri, dar internetul nu era atât de accesibil, dar căutam diverse metode simple. Copilul se juca prin fasole, într-o cutie de ceai puneam o bilă mare și o răsturnam și urmăream. Căutam prin... Nu că am prea găseat de cine, la cine să te consulți. Și mi se pare că tematica este una foarte actuală. Și deoarece nu doar un copil și acum sunt mai mici și mi-ar fi plăcut în calitate de părinte la grădiniță, s-a spus părți interesate, kinetoterapeuții, părinții neapărat, dar și acei educatori, deoarece nu fiecare grădiniță în satul X, Y sau există, ar fi interesat și recomandarea pe viitor, deoarece tema nu este actual, este arhiactuală și va fi încă foarte mult timp, deoarece cheltuielile statului și a părinților sunt mult mai mari dacă noi le lăsăm în timp. Iar elaborarea, acum cât e cald, a unor ghiduri, text, video, să știți că va aduce o răsplată, dacă vreți, nu materială, dar să știți că copiii și părinții vor fi foarte mulțumiți, deoarece ei nu vor fi lăsați în urmă, nu vor fi izolați, deoarece această izolare costă statul însutit, miit și noi ajungem în etapa când statul cheltuie pentru întreținerea unora la închisoare mai mult decât pentru un profesor, un doctor în științe. Tematica este foarte actuală și eu abia aș aștepta ca să elaborați niște ghiduri, inclusiv video, ca să le promovăm, deoarece încrederea, totuși, într-o unele activități care sunt bazate pe știință, dar cercetarea este efectuată și este mult mai valorificată și cu atât mai mult că este un sistem autohton și în orice moment poți să accesezi și să discute la viu. Succese și felicitări Universității pentru asemenea. Mulțumesc!
Și dacă îmi permiteți și mie, stimați membrii Consiliului Științific, stimată pretendentă la titlul de doctor, deci tema dumneavoastră la teza este foarte actuală și, cum și-a spus domnul Arhe, actuală, pentru că acești copii este partea societății noastre, ei au nevoie de noi, au nevoie de cercetările științifice și noi avem nevoie de ei, pentru că copiii sunt viitorul nostru și atingerea asta științifică cu kinetoterapie și cu copii cu necesități specială este foarte actuală. Deci lucrarea este o lucrare științifică finisată conform cerințelor ANACEP. Se vede că la teza s-a lucrat, este foarte bine aranjată, concluziile sunt foarte multe acte de implementare din domeniul, mai ales kinetoterapeutic. Deci felicitări încă o dată, succes mai departe și o să fie binevenit o monografie științifică pe baza tezei sau un ghid metodic și, după părerea mea personală, că în țara noastră, unde avem foarte multe probleme cu sportul și cu introducerea educației fizice în școală, deci educația fizică trebuie să fie și la nivel de grădiniță. Acum trecem la etapa următoare. Stimați membrii Consiliului Științific, stimați invitați, stimate pretendenta, conductor științific, oferim cuvântul secretarului științific pentru mâna de citirea hotărârii. Așadar, Consiliul Științific Specializat din cadrul Universității de Stat de Educație Fizică și Sport a Republicii Moldova, cu privire la teza de doctor în științele educației, doamne Dorgan Victoria, cu tema recuperarea motrice a preșcolarilor cu paralizie cerebrală infantilă prin mijloace kinetoterapeutice în activitățile de educație fizică, hotărăște 1. Teza doamnei Victoria, înaintată spre susținere publică, corespunde cerințelor Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare a Republicii Moldova, iar autoarea merită conferirea titlului științific de doctor în științe ale educației la specialitatea 533.04 educație fizică, sport, kinetoterapie și recreație. 2. Consiliul Științific Specializat se intervine către Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare a Republicii Moldova cu solicitare de a aproba prezenta hotărâre a Consiliului Științific Specializat privind conferirea gradului științific de doctor în științe ale educației și de a elibera diploma respectivă. Vă mulțumim! Domnul Bran, și dacă îmi permiteți, procesul verbal privind rezultatele votării. Procesul verbal privind rezultatele votării membrilor Consiliului Științific Specializat 533.04.24.16 Educație fizică, sport, kinetoterapie și recreație din cadrul Universității de Stat de Educație fizică și sport. În vederea conferirii titlului științific de doctor în științe ale educației doamnei Dorgan Victoria, în baza susținerii publice a tezei de doctor cu titlu recuperarea motrice la preșcolari cu paralizie cerebrală infantilă prin mijloace kinetoterapeutice în activitățile de educație fizică. Au fost prezenți la vot 5 membrii Consiliului Științific Specializat. S-a votat pro 5, contra 0. Și punem la vot hotărârea. Cine este pro, poftim, votăm. Mulțumim. Anonim. Deci, doamna pretendentă, ultimul cuvânt vă oferim dumneavoastră. Acum e pentru toți. Stimați membrii comisiei, onorată asistență, vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră la prezentarea lucrării științifice și în special conducătorul științific domnul Iraco Sergiu, dar cum a menționat și anterior, recenzenților oficiali și neoficiali care au apreciat și au menționat importanța lucrării. Vă mulțumesc încă o dată pentru apreciere și suport. Da, vă mulțumim, doamna Victoria, vă felicităm încă o dată, vă dorim succes mai departe la depunerea actelor necesare la ANACEP. Stimați membrii Consiliului Științific Specializat, stimați invitați,
doamna doctor fără 5 minute, domnul conducător științific. Declarăm aici ședința închisă. Vă mulțumesc pentru participare.